Implanturile cerebrale, cea mai nouă metodă de vindecare. Oare de ce locuitorii din China le aleg de bunăvoie? Tipul acesta de implanturi au devenit foarte populare în ultimele luni și sunt alese în special de locuitorii chinezi. Oamenii din China au început să solicite implanturile cerebrale de bunăvoie. Deși sună ca scenariul unui film SF, reprezintă realitatea încă din 2019. În acest mod, spun specialiștii, că cei care suferă de anumite probleme și le vor putea controla mai ușor. Tehnica folosită de experți poartă denumirea de stimulare cerebrală profundă. Aceasta presupune utilizarea unor implanturi speciale în zona cerebrală. Astfel, ar putea fi depistate probleme de ordin psihologic cu care oamenii se confruntă tot mai des în prezent. Implanturile cerebrale reprezintă noua metodă de vindecare în China. Acestea ar putea ajuta predominant persoanele care suferă de dependențe. Prin stimularea cerebrală profundă, asemenea impulsuri vor ajunge să fie evitate complet. Medicii din China au lucrat foarte mult timp la această tehnică. Persoanele care se confruntă zilnic cu dependențe ar putea să scape mai ușor de acestea doar printr-un singur implant. Procedura medicală însă nu este văzută cu ochi buni de toată lumea și mulți o consideră extrem de periculoasă, dar medicii susțin că ar putea deveni chiar o alternativă în tratarea bolilor precum Alzheimer-ul. La fel s-ar întâmpla și în cazul depresiei, care putea fi complet vindecată în cazul bolnavilor cronici. Medicii de la Spitalul Rujin au anunțat recent că au inserat un implant electronic în creierul unui pacient. Bărbatul era dependent de metafetamină și se afla într-o stare foarte gravă. Ulterior, odată cu recuperarea bolnavului, implantul a avut un rezultat incredibil. Poate să-ți controleze fericirea, furia, tristețea sau bucuria, a spus pacientul după ce a fost supus acestei operații controversate. Alte studii au arătat că stimularea cerebrală profundă are și efecte negative. Două experimente efectuate în SUA pentru tratarea alcoolismului au fost complet abandonate. Asta deoarece tehnica implica riscuri mult prea mari în care pacienții puteau chiar deceda.